Bun găsit tuturor la horoscopul zilei, un horoscop altfel pentru că vorbim de horoscopul zilei de duminică, 30 septembrie. Am promis cu o săptămână în urmă că voi face un live broadcasting despre Venus retrograd. Am fost ocupată cu webinarul maieștilor de pe data de 21 septembrie, apoi când îmi propusesem să vă pun filmarea, să vă realizez filmarea cu Venus retrograd. S-a întâmplat că săptămâna trecută a fost și Echinocțiu, și atunci a trebuit să punem prioritățile și să vorbim întâi despre Echinocțiu. Urmând, ca în această duminică, 30 septembrie, să-ți povestesc despre ce se întâmplă cu Venus retrograd, ce influență are Venus retrograd asupra noastră și asupra vieților noastre de acum încolo. În primul rând, M-am amuzat teribil, deci am citit niște bazaconii pe net, m-am uitat de curiozitate la ce se scrie pe net de, în România despre Venus retrograd. Și în primul rând erau niște posturi de televiziune foarte simpatice și drăguțe și cu foarte mulți oameni care se uită la ele. Și era așa un titlu, Venus în retrograd. Bine că Venus nu e la baie în momentul ăla. Ar fi fost mai bine Venus în duș sau Venus în bucătărie. Venus în frigider. Venus în pat. Uh, vă rog frumos, dacă nu știți astrologie, Întrebați că doar vă dau informațiile niște astrologi, nu vă treziți noaptea, voi vorbind despre Venus în retrograd, mă refer la redactori. Apoi, nu spun nume, că iubesc pe toți și admir pe toți și să știți că astrologii români sunt foarte bine pregătiți. Dar le recomand astrologilor noi, veniți pe piață, să se uite la. Data când se intră într-o retrogradare și să țină cont, poate ar fi bine în anumite articole să precizați că durează două, trei zile până când planeta se, se echilibrează în noua formă de manifestare, adică în retrogradare. Și... Poate că ar fi indicat. Asta e o sugestie pentru astrologii care au greșit pe Google și care duceți lumea în eroare și faceți greșeli, și uite, așa o să vă faceți Jupiter retrograd pe viitor. Deci, Venus, când o planetă intră în retrogradare, ne uităm pe, evident, tranzite. Și Venus intră în retrogradare. Pe data de 5 octombrie 2018, la ora 22 și 4 minute, ora României, iese din retrogradare pe 16 noiembrie. Până simțim retrogradarea complet, mai trec 2-3 zile, adică o să o simțim cu impact puternic, de pe 9 octombrie încolo. Dar... Până atunci ne ajustăm și trecem prin tot felul de transformări. Eu nu sunt aici să jignesc pe nimeni, nu critic pe nimeni, dar oameni buni, dacă vă faceți astrologi și vă faceți bloguri, site-uri și orice altceva mai faceți, asumați-vă responsabilitatea că sunt mii de oameni, milioane, care vă citesc și care, dacă tu le-ai dat o informație greșită, își strică viața pentru că ascultă informația respectivă greșită. Fiți responsabili, verificați, nu vă ia decât 3 minute. Uitați-vă pe un tabel de efemeride. Cât de greu poate să fie este o efemeridă. Și un alt mesaj pentru cei care sunt în mass media și sună bine să spui că Venus e în retrograd, dar nu e corect. Și săracul om care citește articolul pe care l-ai pus tu pe televiziunea ta sau pe nu știu pe unde, o să asculte bazaconile respective. O să le mai pună și în practică, și pe urmă o să hrănim foarte mulți avocați. Că ne apucă divorțurile, dăm faliment și ne trezim cu garda financiară la poartă, că ne bate la ușă. De despre asta e vorba, în Venus, în retrogradare. Deci, Venus intră în mișcare apare în retrogradă, asta e terminologia corectă. Și hai să vedem. Acum, am am făcut numărul, m-am luat de tot să vedeți ce o să-mi atrag eu după afirmațiile astea. Hai să. Acum mă bucur că suntem numai eu cu voi care mă urmăriți pe mine. Și mie îmi place foarte mult când mă urmăriți pe mine și îmi place și mai mult când îmi dați mesaje. Și. Hai să vedem oameni buni ce se întâmplă cu Venus ăsta. Deci, în primul rând. Venus este planeta banilor și a iubirii și a abundenței financiare și a generozității. Venus ne indică cât de generoși suntem sau cât de generoasă este o persoană. Reprezintă modul în care ne raportăm la finanțe și la abundență, și ce credem noi că merităm să ne simțim împliniți din punctul de vedere al abundenței. Și în situația dată, deci în acest caz, în această situație, când Venus intră în mișcare aparent retrogradă, absolut logic și firesc este ca să fie testate tot ceea ce ține de iubire, relații amoroase. Am să spun pe românește, amant da, amant, amante, că Venus e mare meșteră la povești de astea, la modul în care ne cheltuim banii și la modul în care ne, ne distrugem sau nu ne distrugem viața. Și întotdeauna, întotdeauna, când Venus intră în retrogradare, mi amintesc, ea intră cam la 8 ani, de povestea zarazei. Este povestea, Zaraza era o femeie foarte frumoasă din vechiul București și toți bărbații mureau după ea și există un cântec extraordinar de frumos și minunat și total. Chiar îmi place cântecul ăsta, sper să vă placă și vouă, se numește Zaraza, în care este povestea unui cântăreț care a iubit-o atât de mult pe Zaraza încât a nebunit din cauza acestei iubiri și a mâncat sticlă pisată, zice o legendă, altă legendă zice că a fost bătut. În orice caz, cert este că a, și-a pierdut vocea și a sfârșit prin piatra neamț ca mașinist uh, la un teatru obscur. Dar ideea este, metafora poveștii este femeia fatală, Venus, care nu are emoție, nu are sentimente, și care este scă, scăpată de sub control ca urmare a tuturor suferințelor pe care le a trăit, le-a experimentat de-a lungul vieții cu diversi bărbați, umilințe, supărări, tristeți, dezamăgiri care ajunge să-și închidă emoțiile atât de mult în fața tuturor, încât în momentul în care întâlnește pe cineva care o iubește cu adevărat, îl tratează cu răceala femeii de gheață și nu numai că pierde unica șansă la povestea de iubire, cât și distruge bărbatul respectiv. Despre asta e povestea lui Venus Retrograd. Și Venus Retrograd, durează retrogradarea aceasta 40 de zile, 40 de zile în care vom avea cu toții ocazia și șansa să reflectăm asupra alegerilor pe care le-am făcut în dragoste, asupra alegerilor pe care le facem în zona financiară, să reflectăm la temerile noastre și blocajele noastre legate de iubire și de dragoste și să reflectăm la poveștile, care derivă din acțiunile noastre negândite. Pe Venus retrograd, când este vorba de iubire, trebuie să fii extrem de atent. Și, și acum vin cu două semne de exclamare. Venus va retrograda în cel mai sexual, senzual și profund semn al zodiacului. Își va începe mișcarea retrogradă în semnul scorpionului. Va dura această mișcare în semnul scorpionului retrogradarea până pe 1 octombrie. După care de la 1 octombrie pe 16 octombrie Venus își continuă mișcarea retrogradă în balanță. Ce înseamnă asta? În prima etapă, între 5 octombrie și 1 noiembrie, cred că am zis 1 octombrie din greșeală, nu, deci este de pe 5 octombrie, pe 1 noiembrie, Venus tranzitează în retrogradare, Scorpionul, și vom fi puși în fața unor schimbări și transformări în zona iubirii extrem de mari, extrem de profunde. Revelații, conștientizări, da, va fi cu durere. Oameni buni, ne pregătim să ne doară sufletul, dar vom avea niște revelații și vom face o ordine în viața noastră. De noi să ne mai recunoaștem pe noi cât de ordonat și clar, și clar ca un cristal va fi totul. După care, de pe 1 noiembrie, pe 16 noiembrie, Venus intrând în balanță, în retrogradare. Ne va ajuta să ne găsim echilibru interior, pentru că prim, primul șoc este dat de scorpion când ai Revelația și ei deciziile acelea mari, profunde și totale, iar după aceea Venus te ajută să gândești, să, să fii lucid și să analizezi cu atenție consecința deciziilor tale și să te adaptezi, să te ajustezi și să te echilibrezi acestor hotărâri. Nu va fi neapărat despre bani povestea, cât mai degrabă despre sfera emoțională. De această dată, Venus vrea să-și ia partea, să spunem, pe zona relațiilor și o să fim foarte intens provocați din această zonă. Și închei spunându-vă că aștept să-mi scrieți din punctul vostru de vedere ce pățiți, ce vi se întâmplă, ce trăiți în perioada 5 octombrie, 16 noiembrie, pe perioada retrogradării Venusiene. Mai repet încă o dată, pentru că am senzația că am spus octombrie din greșeală. 5 octombrie, 1 noiembrie, Venus retrograd în Scorpion. Decizii, clarificări, revelații. 1 noiembrie, 16 noiembrie, Venus retrogradă în balanță ne ajută să ne reechilibrăm și să ne reașezăm, să ne reajustăm după deciziile pe care le-am luat noi sau cei din jurul nostru, dar decizii care evident ne-au afectat. Și putere tuturor, calm, zen, pace, dar aveți curajul să băgați mâna în mocirlă și să clarificați odată pentru totdeauna toate situațiile și toate întâmplările ciudate și dubioase. Și să nu mai stăm, să dormităm, să băhlim în relații care sunt cu semnul întrebării și neclare. Vă îmbrățișez și aștept mesajele voastre legate de Venus Retrograd. Cum percepeți, cum simțiți, cum vă raportați la această perioadă.